Salutare tuturor, sunt Sorin Veșteman și în acest episod o să vorbim despre întreținerea cărților de joc. În acest episod o să vă spun să prelungiți viața cărților de joc, de la câteva zile sau lună, două, la 5-6 luni, poate chiar mai mult. În primul rând, e foarte important să vă spălați pe mâini, să aveți mâinile curate înainte să puneți mâna pe cărți. Dacă vi s-a pus jec pe cărți, este deja un pachet pierdut. Un alt sfat, când vă transpiră mâinile, dacă vă transpiră, vă recomand să vă spălați pe mâini sau să vă ștergeți cu ceva, în așa fel încât să nu puneți umiditate pe cărțile de joc, pentru că apa este cea mai mare inamică al cărților de joc. Atunci când vă cad cărțile pe jos, e important cum le ridicați de jos. Dacă le trageți așa pe asfalt și le târâți, o să zgâriați cărțile și le stricați textura și în felul ăsta nu o să mai meargă deloc. Se ridică corect în felul următor. Veți lua o carte, veți apăsa undeva pe marginea cărților și le băgați pe sub cărți și le lăsați așa, una câte una sau câte puteți. Și în felul ăsta nu zgâriați nicio carte. Nici măcar asta cu care le luați, pentru că veniți foarte ușor. După ce ați ridicat cărțile de jos, înainte să le băgați printre celelalte cărți care le aveți în pachet, e important să le curățați, pentru că altfel veți pune mizerie în tot pachetul și așa îl stricați. Veți lua fiecare carte și le veți șterge de blugi pe ambele părți, da? Așa. După care le puneți undeva în siguranță. Le pun aici că nu am masă. Un alt lucru pe care vi-l recomand legat de întreținerea cărților de joc, dacă nu vă alunecă cărțile, vă recomand să faceți un running shuffle, adică să luați carte cu carte, da? Să le trageți tare așa, tot pachetul, da? Și vreau să faceți acest lucru pe ambele părți. După ce ați făcut running shuffle o dată sau de două ori, vă recomand să faceți și ferro shuffle de vreo 10 ori. De asemenea, dacă aveți cărțile strâmbe, vă recomand să faceți următoarea mișcare. Habar am cum se numește, dar să facem felul următor. Veți ține pachetul. Așa, din ambele colțuri, veți pune degetul mare în ambele colțuri și veți îndoi pachetul fix așa, da? Deci până aproape de centru veniți cu degetele mari, da? Până aproape de centru. Faceți de câteva ori așa să pocnească pachetul, da? Pe ambele colțuri și așa, și așa. Și cărțile și-au revenit un pic mai bine acum. Dacă v-a fost util acest video, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, New Magic Films. De asemenea, lăsați un comentariu mai jos cu ce ați vrea să mai lansez în următorul episod și un like la acest video. Eu sunt Sorin Veșteman și vă mulțumesc! Nu sunt gata, înțeles ideea? Că iau mizeria de pe jos și o pun pe blugi, da? Futu-și cu run shuffle de 1 sau de 2 și vezi că iau muscu pe mână. Cu ce ați vrea să vă mai învăț și să lăsați și un like. Și iar m-am grăbit. De asemenea, să lăsați un comentariu și iar m-am încurcat băgat. Și că două la babă cu aia. Câte sfatul să vă dau. Foarte multe le-am învățat și de la alții, care au fost mai buni ca mine. Care au fost mai buni ca mine?